Bună, dragilor, în filmulețul de astăzi vreau să vă arăt ce produs am mai terminat noi, am un sac imens. Mare, 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 mare. Cu produse terminate. Și dacă mă credeți, pe lângă astea ce am aici în sacul ăsta, am mai aruncat o grămadă, deci s-au mai terminat o grămadă de produse. Doar că dragul meu soț nu mi le ia să mi le strângă, le aruncă în gunoi, e mai comod. Selena mai mă ajută ea, draga de ea, dar câteodată și ea mai aruncă. Eu tocmai am făcut baie pe cap și mi-am făcut sprâncenele cu un creion de la prietena mea, Georgiana, și o să vedeți în vlogul din seara asta ce, despre ce creion este vorba. Te pup, Georgie, și mulțumesc frumos. Dă-mi și o gură de apă, că o să mă apuc aici de treabă. Tocmai a fost soțul meu la cumpărături și mi-a cumpărat apă minerală, un box de apă minerală din asta. I-am să-mi ia două ape plate și mi-au luat tot două bidoane de apă minerală. Și un box de hârtie igienică din ăla mare de la Grand Finale a cumpărat. Uitați, el a crezut că asta e apă minerală, e apă plată, dar e apă minerală. Ce face fata? Și aici am o flocoșenie mică, mică. Ia să beau aici niște teddy. Aici are mari niște teddy. Hârtie de la Grand Finale n-am mai găsit la ofertă. Am găsit cu 22, nu știu cât, de obicei 17 lei și ceva, dar e foarte bună hârtia și am cumpărat. Hai să începem. Să știți că aici am mai multe produse, cum ar veni, de mâncare și de lea, dar nu stau să le pun pe... să le secționez, că, sincer să fiu, sunt un pic amețită de cap. Nu mă simt așa bine, cred că am tensiunea scăzută. Abia am făcut și eu o baie și vreau să mă duc să mă bag în pat, că sunt așa, nu știu... Am terminat o pungă de Starcrax cu cașcaval. De fapt, nu știu, chipsuri, snacks-uri, ce sunt astea. Nouă ne plac foarte mult, adică mie cel puțin mi-aduc aminte că eram în general în clasa 7-a, 8-a și eu mâncam așa ceva. Deci nu știu că nu există de mai demult, dar de atunci mi-aduc aminte. Și îmi plac, am mâncat chiar o pungă când a dormit Mart. Încă o pungă și soțul meu a mâncat. Așa. Am terminat niște orez din ăsta camomilo de la Panzani. Camolino, nu camomilo. Mi-a plăcut, mi-am făcut un fel de orez chinezesc. Zice că se fierbe între 17 și 18 minute. Foarte bun. Și îmi place că e pachetelul mic de 500 de grame. A costat undeva la vreo 2 lei și ceva sau 3 lei și ceva pachetul ăsta. Așa. Selena a terminat aici un king din ăsta de la Kinder, Marc un Choco Fresh din ăsta, după că mi l-au băgat pe aici. Deci mai am ajutor de la Selena. Eu am terminat o ciocolățică din asta Milka, îmi place foarte mult, chiar am mâncat când a dormit Marc. Copiii au terminat mai multe teddy din astea, ăsta e cu morcov, banane, măr, dar... Nu s-au păstrat toate pentru că mi-ocupă loc mult. La Actimel la fel. Am mai multe pachete de Actimel. Două le am aici. Actimel cumpărăm foarte des și mă bucur că bia Actimel. E bia, ei, bia, nici nu știu cum să zic. Și de 3 ori, 2-3 ori pe zi Actimel, câte un Actimel. Altfel de iaurt nu consumă niciunul și chiar mă bucur că bia din asta. O cutie din asta de Choco Fresh, asta cred că e de aici, dar eu nu păstrez și asta și asta, păstrez doar una, de obicei păstrez asta cu două, dar mi l-a băgat Seli, cred. Aici am terminat un milk burger, mie îmi place foarte mult asta. Mă ajut? Ia tu. Aoleu, care? Un kilogram de făină de la Boromir, cred că am mai multe pungi. Încă un milk burger, foarte bun. Aici sunt produse. Aici sunt niște, au fost, de fapt și mai sunt, niște topitofuri, caramele și alte lucruri care am zis să le depozitez în altceva și ăsta la rul la gunoi. E de la Chupa Chups, ăstea de la Chupa Chups sunt foarte bune la gust. Bine, mie îmi plac și topitopurile cu 50 de bani, le-am arătat. Și alea sunt bune la gust.
fixuri cu susanie, cele cu sare nu-mi plac, cele cu susan, astea de la Croco, e vreo 50 de bani pe un gustansel gros și pe la magazine 60-70 de bani. Marc, nu mai îmi mișca asta. La fel, caramelele astea, din câte mi-aduc aminte, se găsesc și în Lidl, sunt niște caramele foarte bune, mie îmi plac foarte mult astea, verzi. Sunt cu mentă și mai îmi plac, mai e une și cu banane, aproape toate îmi plac, una singură de aici dintre astea nu-mi place. La fel, le-am depozitat în lada de la frigider, ca să nu prindă gust. Nu știu dacă voi pățiți cu dulciurile, eu așa pățesc și cu ciocolățile și cu alte dulciuri, da. Îmi prind gust așa, dulapa, lemna, nu știu ce, nu sunt proaspete deloc, oricum. Da. Hai, du-te! Unde ți-i șoseata? O șoseată o ai și una nu. Nu mai veni pe aici. Lasă-mă să-mi filmez ăsta, tot atâta vii. Și am zis să le depozitez în ladă. Mai și văd când deschid frigiderul, mai o caramea și mai mănânc și cu ocazia asta nu prind nici gust. Astea la fel, tot în ladă am depozitat și multe ciocolăți din astea și așa le țin în ladă. Deoarece nu vreau să ajung să aibă gustul ăla, că nu mai mănânc. Nu-mi plac dacă au gustul ăla. Marc, stai cu mintea odată, ce tot faci? Ce tot faci? Ieri, cum am avut musafiri, am desfăcut o pungă din asta de Lay's. Sunt ușor picante, mie nu prea plac. Încă o pungă de Star s-a desfăcut ieri la un film. Încă o pungă din asta tot ieri s-a desfăcut la film. Am terminat și 4 doze de bere din astea cu smeură și lămâie. Încă o cutie de Chocofresh. Încă o cutie de Chocofresh. Feli mă ajută aici și mulțumesc că mă ajută să-mi termin treaba repede. O cutie de praf din asta de la tiramis, de la Dr. Oetker cu pentru tiramisu. Foarte bun. S-au terminat o pungă de geleuri, astea chiar s-au terminat, nu le-am depozitat nicăieri, căpșunele din Anglia, le-a adus fratele meu, au fost foarte, foarte bune. Eu am terminat un Nesquik din asta. Chipsurile astea îmi plac mai bine. Astea îmi plac și mie, astea sunt cele mai bune chipsuri, adică pe placul meu, cu cheddar și brânză cheddar și ceapă. Yummy. Așa, am terminat niște cocos, fulgi de cocos. De la Penny, foarte bun. Marc, încetează, ce tot faci? Ce tot faci? Nu a bubu. O pungă de tortici, foarte bun sunt și ăștia. Un pachet de piscoturi de la Penny, de la San Fabio. La fel sunt niște piscoturi foarte bune. Mai fi dată, Marc. O pungă de pufuleți cu cașcaval Lotto. Și ăștia ne plac foarte mult. Încă un pachet de Actimel. Astea la fel, mai erau câteva topitocuri și am zis să arunc ăsta și le-am pus undeva. Nu mai găsesc. Mai găsești? Două. Încă două pachete de Actimel, de sabou de Actimel, vai de capul meu, deci am 3, 5. 5 din astea de Actimel. Și nu știu dacă n-or mai fi. Una, două, 3, 4, 5. Astea fiind din luna lui decembrie, nu știu dacă de la începutul lui decembrie, nu știu dacă mai încolo. Un pachet de făină din asta de la Boromir, 2 kg, mi-e place foarte mult făina Boromir și mă gândesc că o fi și alte mărci de făină bune, dar eu m-am obișnuit cu asta. Încă o cutie de Chocofresh, aici o să avem de aruncat, astăzi a dus tati 2 gunoaie, da? Este al treilea. Aici niște conserve de la mama din Italia, de la Palmera, foarte bune, conserve de ton. Aici s-a terminat o cutie de ciocolată Milka. Mie place cel mai mult ciocolata Milka, e foarte bună. Aici s-a terminat niște Haribo, mixuri de Haribo. Sunt bunguțe așa micute, s-au terminat, foarte bune geleurile, doar că
un pic deranjant pentru mine, poate că, nu știu, nu-mi place mie să mai mestec. Bucuria copiilor este în continuare, că Molfei la geleurile alea, dar Haribo sunt, adică, nu știu că toate Haribo, că uite, eu am avut Haribo din astea căpșunele și la astea nu am mestecat mult, dar sunt ursuleții, agumați, la aia mesteci, de câteodată mă enervez și lânghiți întreg. Ce? Haribo, aici s-a terminat niște sugus, a primit copiii de la tata. Bomboane gumate, moi cu ananas, grapefruit și banane. Alea cu banane și ananas îmi plac la nebunie mie. Eu dacă alea cu gref. Cu gref? Da. O pungă de bake rolls cu usturoi, foarte bun, îmi place mult. Aici sunt produse nealimentare, nu? Da. Copiii au terminat niște ciocolăte Milka. V-am zis, au terminat foarte multe produse în luna lui decembrie. Am fost și plecați la București, am fost și la Predeal și am fost plecat, nu la Predeal, la Bușteni, în multe locuri. Și pe mașină s-au terminat multe produse, le aruncam. Și acasă, multe produse le-am mai aruncat și eu, deoarece nu mai aveam loc. Ce se vede acolo tu, frumoasă, tu? Aici am terminat niște amidon alimentar. Am încercat să fac rahat acasă și vreau să vă zic că a doua zi când am scos din caserolă, știți cum era? Gelatină împrăștiată, așa, și mirosea acru, oribil, oribil. Deci nu o să mai fac rahat acasă cât ai trăit și nici voi să nu faceți. Nu vă recomand, nu se compară deloc rahatul de la magazin cu ăsta de ăla. De la magazin e o bunătate, eu l-ador, aș mânca în fiecare zi. O cutie de cacao de la Cosmin, 2 lei și ceva, foarte bună cacao, da, mami? Când se termină, eu vreau să mă prefacesc. Ce să te prefaci tu? Păi ce să te prefaci? Te rog. Ce să te prefaci? Scanezi. Scanezi și le bagi la gunoi, da? Păi am mai terminat o pungă de... Ai, mami, dar lasă-mă să mă bag și eu un pat, o pungă de 1 kg de paste din astea fusile de la Barilla. Sunt niște paste bune. Nu știu dacă văd așa o diferență între pastele de Penny, Barilla, Carrefour. Parcă la început am văzut așa o diferență, dar tot făcând, nu știu, paste, sunt paste și atât. Da. Sunt 6 cutii de Actimel. 6 cutii de Actimel. Așa se ia cutie. Vai, dar avem de-a produse aici ca toate. Să dau ăsta ca să se vadă și Sally. Se vadă și fata. Aici am terminat niște zahăr pudră vanila de la Lidl. Foarte bun și ăsta e ieftin. La Lidl are produse bune și de calitate și ieftine și tot ce vrei. Asta nu l-am terminat. L-ai arătat? Da. Nu e ăla care l-am filmat? Mai aici au de asta de tortiții, dar nu știu că e care a fost sau... Păi nu mai sunt, mai sunt produse? Da, da. Dar borcanul de Nutella unde e? Aici. E? Da, îl caut de acum. Aici am terminat un Barney, eu l-am mâncat, te ascult, așa l-am luat din frigider și l-am mâncat tot. Aici o pungă de pistic, luată din Penny, 15 lei, a dat pe ea, la fel. Între pistic nu văd nicio diferență, că e de Penny, că e de Lidl, că e de Carrefour, că e scump, că e ieftin, pistic e. Ieri am terminat și un borcan de Nutella și am cumpărat de la Carrefour unul mare. Ia, mi-e ce fain miroase. Acum începem cu cele nealimentare. Du-te tu, dar-mi dai un pupic. Miroși toată ciocolată! Câte astea de Pampers sunt? Mai multe? 200? Marca a terminat un pachet de Pampers din ăsta de la Lupi Lu. Mărimea 5, un Pampers foarte bun. O să fac fiorete de scule, să nu știu cele la de da. Încă un pachet de Pampers. Niște scutece, a terminat mini luna asta, nu știu ce s-a întâmplat, dar mi s-au terminat foarte multe scutece. Nu știu, le-am murdărit într-un hal, în alte dăți puteam să țin scutecul și două zile. Dar acum l-am murdărit într-un hal, de n-am mai putut, până și două pe zi am schimbat. O lampă asta și mai am încă unul aici și are 10, deci normal ar trebui să zici că unul pe zi ți-ar ajunge 10 zile. Da, având în vedere că am pus și două pe zi, 5 zile, așa că chiar am fost ieri la Carrefour special să cumpăr un pachet din ăsta, un pachet de maimuță. Aici am terminat un pachet de hârtie Grand Finale, a câte 8 role, foarte bun. Asta miroase a piersică, aia la pachet mare tot a piersică, zice că miroase, piersică. Dar nu miroase. Îmi place piersica. Asta miroase super. Încă un pachet. Ia. Am luat 3 pachete, dar una nu știu, mai e? Mai e sau s-a aruncat? Cred că a aruncat-o tactul.
Aici am terminat niște tampoane de la mama din Italia, niște tampoane bune. Mie oricum cele mai mult dintre tampoane îmi plac cele de la Always. Alea mi se par cele mai bune și de noapte și de zi. Mami să nu mai îmi cumpere așa ceva și nici ție și nici nimănui. Deci eu un balsam de păr mai prost ca ăsta și un șampon, nu știu unde e. Nici nu face la păr nimic, nici nu spumă, nici nu simți că îl speli. Deci, dragilor, nu vă recomand să cumpărați așa ceva. Mama l-a cumpărat, nu a știut, probabil. De mirosit miroase bine și ăsta. Asta e balsam și mai am și un șampon, da. Un șampon. Dar nu vă recomand. Deci eu mai am cam până pe aici și l-arunc. E oribil. L-am găsit. Oribil. Ia, și aici mai am un șampon. Da. Și asta miroase bine, dar nu face spumă. Simți că îți rămâne scalpul oribil. Da. Deci nu. Și dacă aș primi gratis așa ceva, n-aș mai folosi. Am terminat un spray din ăsta de la Eric. Ăsta roz e favoritul meu, îmi place la nebunie. Mami. Încă unul cu lavandă și ăsta îmi place, dar nu așa de mult. Știi care îmi place mie? Șamponul ăla. Ăla portocaliu, că ăla zici că-i spumă. Ce fain miroase ăsta, da. Aici ăla am terminat un săpun Protex. Ăla se face chiar spumă. Îmi place mult și simt că îmi spală mâinile. Da. Niște saci de gunoi de la Penny, vi recomand, 2,69 lei, sunt 10 saci, eu folosesc și 1, 2, 3 pe zi, depinde, de exemplu astăzi au fost 3 gunoaie, dar sunt foarte buni și sunt mari, sunt de 60 de litri. Da. Aici am terminat un deodorant din ăsta de la Old Spice. Deci vreau să vă zic că îmi place la nebunie cum miroase și vi-l recomand. Pe mine mă ajută foarte mult și pe soțul meu. Arată așa. Scrie Birg Love. Și sunt mai multe variante. Verde închis, verde deschis, verde nu știu cum, altfel. Deci vreau să vă zic să mergeți să mirosiți deodorantul ăsta în magazin. Și o să vă placă la nebunie. Eu m-am îndrăgostit de el din prima secundă cu miroase. Da, dă un pic aici să văd. Aici e cam... Ce? Bergamoto, bergamot, passion, flower. Deci vreau să vă zic că ăsta l-am de la mama din Italia. Îmi place la nebunie Lenorul ăsta cu miroase. Și ăsta la altul. E de la noi din România. L-am cumpărat de la Cos 2000, dar îl găsiți oriunde. Deci vreau să vă zic că miroase demențial. Și perufe uscate, și perufe umede și e nemaipomenit de bun. Deci mie ăsta îmi place a nebunie, cred că o să-l cumpăr de acum încolo în continuu. Ăstea două sunt la fel la mirosuri. Aici scrie că ăsta e Campula, Selvatica și Bergamoto. Și ăsta scrie că e Passion Flower și Bergamot. Acum nu știu dacă înseamnă aceeași chestie. Bergamot îmi dau seama că înseamnă aceeași chestie, dar ăsta scrie în italiană, ăsta scrie în engleză. Și ăsta vi-l recomand și ăsta, care îl nimeriți, deci la fel, vă recomand să-l mirosiți în magazin, că o să vă îndrăgostiți pe loc. Deci eu îl ador Lenorul ăsta și o să mai îmi cumpăr. În cost 2000 am dat 12 lei pe cocolino ăsta mare, că altul l-am de la mama din Italia. Și în Penny era 15 lei și ceva. Mi s-a părut destul de mult. Aici am terminat un pachet de șervețele Huggies, șervețele mele preferate. Niște tampoane de la mama din Italia, au fost și astea bune. Dă-te, Selly, să treacă. Aici niște Pampers de la Huggies chiloței, foarte bune au fost, tot de la mama din Italia. Că să ne dăm, că aici vine Marc. Stai că tu n-ai unde să intri cu ăla. Vreau să vă zic că mie tampoanele astea de zi, absorbante, sau cum să le zic, sunt 20 de bucăți. Miros, el zice că miros, dar eu nu am simțit miros la el. Costă 2 lei și ceva în Penny, de acolo le-am cumpărat și vreau să vă zic că îmi plac cel mai mult dintre toate tampoanele care le-am încercat până acum. Am mai avut și de la mama, am avut și de la Discret și de la nu mai știu de la ce firme. Pentru 2,69 lei tampoanele astea își fac treaba, nu bine, foarte bine, sunt și groase. Dacă știți, sunt unele de la Discret, cum se zic, subțiri, care nici nu mai poți să le tragi de pe lenjeria intimă, deci astea vi le recomand, sunt foarte, foarte bune. La fel, am mai terminat niște șervețele din astea, Huggies, în varianta roz.
Bețișoarele astea de la Lupi Lu vi le recomand. Sunt foarte, foarte bune. Am încercat și de la Happy și de la Dalin și de la alte mărci. Astea sunt cele mai bune bețișoare care le-am încercat până acum și o să le tot recumpăr. 3 lei și ceva pachetul, nici nu e scump. Ție ți-e somn de nu mai poți, așa-i? Aici am terminat un pachet de șuvețele Bebelino de la Penny, l-am avut de mai demult cumpărat. Vreau să vă zic că nu mai vreau să cumpăr deocamdată șuvețele din astea. Costă 2 lei și ceva, poate dacă voi cumpăra vreo 2-3 pachete să am pentru mini, că mai șterg și pe la ea pe acolo câteodată. Dar așa pentru noi deocamdată nu. M-am cam săturat un pic și de mirosul lor și de materialul acela, nu-mi place. Mai am ceva? Nu. Asta e ultimul produs, niște pernițe Dash. Sunt foarte bune, mi-au plăcut, doar că dacă speli cu temperatură mai joasă, cum ai băgam eu, la 18 minute sau la 20 și ceva de minute să fie temperatură de 30 de grade sau nu știu de cât, vreau să vă zic că nu tot timpul se topește pernuța. Eu am găsit și pe geaca mea, am găsit și pe pătură, chiar am găsit zilele trecute pe pătură. Nu știam de ce e pătura lipită și era ceva așa lipicios albastru. Și după aia mi-am dat seama că de fapt e de la pernuțele astea. Deci m-am lungit atât de mult, deja am 21 de minute de când vorbesc. Nu, mai ai! Mai am? Da. Ce mai am? Și să pun și... A, ăla e de la pișcotul. Și aici am mai terminat niște bombonele Galaxie Dulce. Au fost niște bombonele albastre și ziceai că sunt diamante, ștrasuri, foarte faine, foarte, foarte faine. Zici că era cristale. Cristale, da. Da, și am să închei filmulețul aici. Vă mulțumesc că mă urmăriți și v-am pupat cu mare drag. Pa, pa! Pa!